Îți fie frică înainte de moarte, n-ai să mor, da? Ok, habaniera. Bun. Când ți-ai tuns părul, de ce îl tunzi? Pentru că trebuie să-l tunzi. De ce? Îl tundem părul, nu știu ce. Odată cu tunsul părului, energiile masculine care sunt în tine, ai tras în tine, da? Și din tine au sărit formele. Să-ți dai seama? Măștile, care tu idei n-aveai, care trăiau cu tine, care erau... Ce se întâmplă? Te-ai tuns și te plimbai azi și vezi vis-a-vis un vecin, nu știu, acolo unde n-ai văzut niciodată să iasă cineva, mai venea cineva, mai o familie, mai nu știu ce. Cineva tuns ca tine, așa, cu spatele, fix cum ești tu, lucra acolo de nebunea. Săpa, nu știu ce, canalizare făcea. Fix tunsoarea ta așa luată din... Ca și cum l-a tuns cineva așa, cum te-ai tuns tu când ai văzut ce faci. Ai înțeles de ce trebuia să te tunzi? Fetelor, cochetelor, l-a tuns părul. Și o să vedeți în jur ce o să se întâmple. Te sperii și nu, da? Reziști, că înaintea morții nu mori. Ok. Și cu moarte suntem toți datori și da, și omul nu mare. Îți dai seama dacă te-ai reîncarnat, ai sărit în 4D, amintirile te iubesc și te gândești. Ce faci, încolo sau încoace? Nu, doamne, mă duc în 3D să dau un nick a hoții de cai. Acolo știu ce îi, acolo clear-ui. În față nu știu ce se întâmplă. În 4D, în vibrații curate, și să faci, stai și te simți bine, da? Ești obișnuit să lupți. Ei, înapoi în 3D. Cine îi place să lupte, acolo e. Și e subconștient cum, nu vreau, vreau liniște și vreau. Las că vezi tu, vezi tu. Ah, arde, bibicule, și acolo ții drumul, încolo. Bun, ok, clear-ul.